Bună seara, domnilor și domnilor, și bine m-am regăsit la o ediție specială a punctului culminant. Detonăm împreună bomba serii în doar câteva momente. Am aflat tot ce trebuia să știm. Premierul, care știe și el toate secretele financiare, va fi în direct alături de noi. Ce ne așteaptă în următoarea perioadă? Ce Dumnezeu vor să mai taie? Sunt dezvăluirile serii. Devolăm și interesele ascunse din spatele austerității generalizate. Cine-i vrea pe români săraci și îndatorați? Se anunță concedieri masive, sporuri tăiate și majorări blocate, plus salarii înghețate. Când își vor recupera totuși oamenii banii, rămâne de văzut. Vorbim și despre banii pe care reziștii cer acum și tinerilor. Ce urmăresc aceștia prin creșterea vârstei de pensionare? Încercăm să ne lămurim în această seară. Totodată vă arăt și decizia oficială privind majorarea alocațiilor și planul ascuns, cum vor să pună industria, toată industria, pe buturi. Se anunță un val de proteste în plin scandal al austerității. Românii sătui de sărăcie ies din nou în stradă. Dați-mi voie să vă prezint invitații, să le mulțumesc că stau alături de mine în această seară și să trecem la treabă. Cunoscută avocat Alice Drăghiș, să rămân Alice, mulțumesc că ești împreună cu noi. Jurnalistul Răzvan Savaliu, Luju.ro, bună seara, Răzvan, și ție. Bună seara. Dezvăluitorul Gelu Vișan, bună seara, Gelu, mulțumesc. Nu mai zic să trăiți, zic jos cu ei, că au luat o raznă. Jos cu ei? Păi hai jos să vedem cum facem treaba raznă, asta. Sună interesant ca proiect de țară, dar rămâne să vedem cum îl punem în aplicare. Poate ne scoate din beznă domnul Mihai Tudose, în direct de la Bruxelles. Dânsul este premierul care le știe pe toate. Bună seara, domnul Tudose. Bună seara. Nu le știu pe toate, dar câteva le știu. Câteva? Ne spune și nouă în seara asta? Câteva din ele, da. Abia aștept să începem. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc colegii mele Lili Ruse, care este împreună cu mine în această seară. Bună seara, Lili. Bună mulțumesc. Seara, Victor. Doamnelor, domnilor, începem ca de obicei. Breaking news. Tăieri de salarii, pensii și alocații înghețate, concedieri. Sunt câteva dintre măsurile care vedem că devin, pe zi ce trece, obișnuință. Măsuri care, spun ei, reziștii, sunt impuse de la vârf, de la Uniunea Europeană, ca să trăim bine după, nu știm exact când, dar după. Și ca să beneficiem de banii din PNRR, nu discutăm de proiecte bine gândite și bine făcute, ci despre austeritate pe linie. Se ridică însă semne de întrebare. Chiar să fi fost sărăcirea sistematizată, planul girat de Uniune, sau e doar cartoful fierbinte aruncat de reziști în curtea europenilor? Încep cu tine, Gelu, și te întreb, am văzut că și tu spui o grămadă de întrebări pe contul tău de Facebook. Până la urmă, ne-au impus ei sau o dăm noi la ei așa ca să fie bine? Nu, e, din păcate, știi, e varianta a treia din postarea mea, și adică anume și ei ne-au impus. Eu știu de când am fost la guvernare cu PDL-ul și eram în partea asta a baricadei, cum ar fi acum Câțu, Bode, colegi de-ai mei, foști colegi, Raluca Turcan și așa mai departe. Și mă băteam cu pumnul în piept cum nu salvăm noi țara la ordinul Bruxelles-ului decât dacă tăiem pensiile. Am zis, bine, nu o salvăm decât dacă tăiem pensiile, da, și salariile. Lucru care s-a întâmplat, timp în care Pescariu și Gașca furau cu 100 de milioane de euro. Și eu ieșeam la televizor ca blembereu și spuneam, domne, murim. Bă. Între timp, nu că m-am deșteptat, acum, dar... Acum, privind retrospectiv, pare că le țineai cumva tira. Tu făceai zgomot la televizor. Îți dai seama ce râdeau aia de mine. Bani. Victor, îți dai seama ce râdeau aia de mine, adică ei furau cu miliardele de euro din retrocedări și eu spuneam la televizor că nu avem bani de pensii, nu avem de salarii și că trebuie austeritate. Povestea asta, să știi că a fost impusă de la Bruxelles o parte din ea și o parte a fost de la noi, adică în profundul spirit mioridic, așa cum este și acum. Practic, în acest moment, pensionarii din România încep să fie condamnați la moarte. Și vorbesc foarte serios. Eu m-am uitat în piețe astăzi și am văzut mulți oameni umblând prin gunoaiere lui Clotild. M-am uitat în piețe și am văzut oameni care își plimbă, în București, care își plimbă sacoșa goală și nu mai au bani de ale gurii. Nu mai sunt bani de medicamente. Bugetarii încep să dea din colț în colț. Acum, dacă ar fi Mirela aici cu mine, ar spune, bine l-a făcut că i-au votat. Bă, oamenii au mai fost și manipulați, n-au știut. Dar ca să-i omorâm, iar pe tineri, copiilor, să le tăiem alocațiile și așa mai departe, în condițiile în care noi ne împrumutăm și primim un grant în total de 30 de miliarde de euro, Victor, începe să fie
Să semenea genocid. Adică vin 30 de miliarde de euro în țară, dar în același timp firați ai dracu cu mama voastră, vă tăiem salarii, vă tăiem pensii, vă tăiem tot să muriți. Bă, nu e bine. Nu e bine pentru că oamenii aceștia nu mai au bani de medicamente. Te rog să mă crezi că știu bine ce spun și astăzi, înainte de a scrie și după ce am scris postarea, m-am dus în câteva piețe din București și m-am crucit așa mai la margine, știi, că nu de ăștia la domenii ne uităm. Ne uităm așa mai în piețele ăștia în care oamenii se uită și la chita de ceapă de aia cât mai veche să fie, cu tot cu dudă. Că știu ăștia de la țară ce spun. Victorie, nu e bine. Iar dacă ei cred, politicienii din România, inclusiv cei de la opoziție, că e domnul Tudose cu noi, dacă ei cred că în felul acesta, dând din gură, rezolvăm treaba, nu e așa. Ori ieșim în stradă, ori ies și ei în stradă, ori facem ceva. Adică o să-i țină mintea, nu mai e vorba că ca pe noi și al de Băsescu și cum ne-a ținut minte pe noi, că eu m-am făcut bine, spun studiind și văzând ce m-au șmecherit ei. De-aia am și plecat atunci în 2012. Le-am și spus-o. Bă, v-ați bătut joc de mine, eu veneam, mă duceam la televizor și așa spuneați voi, că n-avem bani, că țara să duce și nu știu ce, cum spun și ăștia. Că da, dacă facem autostrăzi. Bă, este discursul din 2010, idem. Plus politicienii din 2010, de fapt, gașca din spate a lor, că atunci a fost Berceanu, Blaga, Boc, Videanu, de fapt, Berceanu, Videanu, Blaga, că Boc era mai cu mințel așa, care și acum s-au întâlnit și au zis, ai văzut, au zis, bă, vrem și noi, din banii ăștia furați, care o să vină. Păi stai că încă n-au apucat să vină, că până să-i fure mai durează. Bă, una peste alta, ei preventiv au spus, vrem și noi de aici să ne înfruptăm, că așa sunt obișnuiți, iar ăștia alții din spate, inclusiv cei de la PDL, își asumă o responsabilitate enormă în acest moment și eu le atrag această atenție cât se poate de respectuos ca unul care a ieșit public la televizor ani de zile pe aceste măsuri și le spun că au pe conștiință deja oameni, deja au oameni pe conștiință, deja omoară oameni. Revin la tine imediat, Gelu, Lili Ruse, Gelu are dreptate, cel puțin la similaritatea discursului, că eram la fel de vii, mă rog, ceva mai tinerei pe vremea respectivă, dar tot cam ăsta era hitul public. Să ne fie acum un pic mai rău, ca să ne fie viitor mai bine, chestia să o aud de la Ciorbea încoace, dar nu ne mai ducem în trecut. De fiecare dată, până acum cel puțin, a ieșit prost. Măcar și din superstiție, n-ar putea să încerce să schimbe un pic varianta? Pentru da, că... Știi la ce mă gândeam, Victor? Mi-am adus aminte foarte bine de perioada pe care a evocat-o domnul Vișan, era atunci invitatul nostru la emisiuni și mă gândeam așa, domnule, Băsescu a avut măcar decența să spună foarte clar, fraților, vă tai 25%, deci 25% pierdeți, gata, s-a terminat, băgăm impozicii pe pensii. Dom'le, de la oamenii ăștia de la actualii guvernanți nu reușești să afli de fapt și de drept ce vor să facă? Cât? Deduci, nu afli. Deduci, exact. Vezi frânturi de informație, mai scapă domnul Ghinea ceva, mai scapă doamna Turcan ceva, mai zice și premierul, mai spune și Ludovic Orban și nu știi, nu-ți poți face un plan. Frate, e destul de evident. Ai venituri și cheltuieli. Ai cheltuieli mai mari decât venituri. E clar că o să trebuiască să tai. Lili, toată omenirea vorba lui Salam are cheltuielile mai mari decât veniturile. N-am inventat noi fenta asta. De-aia s-au inventat împrumuturile de la bănci, de la organisme financiare. Păi vezi că te-ai împrumutat, că te-ai împrumutat, că te-ai trandat, nu mai poți să te împrumuți, că nu o să mai ai de unde să dai înapoi și plus că se uită și ăștia care te împrumută la economie. Frate, tu începi să produci ceva? Eu nu înțeleg în guvernul ăsta, în guvernarea asta, ce Dumnezeu s-a întâmplat concret în afară de toate lucrurile astea, de că sunt apropouri. Da. Apropo l-a tăiat, l-a înghețat salarii, apropo l-a înghețat pensii și știm sigur că nu o să dau, fie mai. Ne dau de înțeles. Cumva. Exact. Prindeți-vă și voi că asta că nu ne ceartă, că de obicei suntem foarte certați că vrem salarii mari și nu producem. Da, și nu noroc că au gurile mari și proaste și să scapă destul de des, că altfel nu mai aflam absolut nimic. Păi iar povestea asta cu Uniunea Europeană, bine că e domnul Tudose ei să ne spună. Păi... mie mi se pare absolut incredibil. Poate nu-ți convine și te obligă Uniunea Europeană să faci lucruri? Nu lua banii! Nu lua banii! Deci da, n-ar nimeni să ieși de nuie, exact. Nu lua banii! Nu lua banii! Ce PNR? Noi înșine, exact. Nu liberalii au inventat chestia asta. Nu-ți convine că trebuie să umbli la pensii, să umbli la salarii, nu dai vina pe Uniunea Europeană? Fă tu! Fă tu guvernul în plan! Domnul Tudose, că tot veni vorba de dumneavoastră în poveste, întrebarea mea e simplă. Suntem noi proști, sunt ei ticăloși sau și? Nu, noi suntem proști că îi suportăm pe ăștia la guvernare. Noi toți. E un bun început de dezbatere. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Uniunea Europeană nu ne impune nicio tăiere de salarii, nicio tăiere de pensii,
nicio, nu ne interzice să majorăm alocațiile și așa mai departe. Uniunea Europeană ne-a spus un singur lucru. Bă, nu mai puteți face deficitul de 10 cum a făcut anul trecut. Trebuie să veniți cu el în câțiva ani spre 3. 5% de 3% deficit e ok. Că poți să-l recuperezi. Aici, de aici erau două soluții. Mai ales anul trecut, când cu ocazia pandemiei și a degingoladei economice, tot Uniunea Europeană a zis, domnule, suspendăm lucruri care nu aveați voie să le faceți. De exemplu, să injectați bani în economie. Ceea ce înainte era considerat ajutor de stat, anul trecut să putea. Din 30 de miliarde alea, 34 pe care le-au până acum, dacă 15 le investeau, 10 în companiile care să producă și să le restructureze, să producă, că le trebuia injecții de capital. Sunt companii de stat care au trecut și prin pariul ăla cu industria, și prin pariul cu agricultura, și că noi tot am avut niște pariuri de astea care au pariat pe diverse chestii și le-au pus în cap. Altfel era economia astăzi. Numai că, îi spun așa, bă, nu mai trebuie să ai deficitul ăsta, diferența asta așa mare între ce produci și ce cheltui. Ei au ales ca în loc să produce mai puțin, să producă mai mult, să ne taie din poții. Despre asta e vorba. Ce spunea și doamna Ruse mai devreme, că doamne, măcar ăia pe vremea lui Boc au spus 25% și așa mai departe. Ăștia nu sunt stare să spună niciodată că nici ei nu știu ce fac. Nu știu ce fac după zi pe alta. Asta e nebunia. Și dau vina că ne-a impus Uniunea Europeană. Nu ne-a impus Uniunea Europeană nimic. Mai mult, dacă nu este vorba de Planul Național de Redresare și Reziliență, aceleași chestii sunt valabile și fără planul ăsta, cu 50% deficit. Trebuie să avem anul ăsta 7, la anul 6 și după aia 3. Despre asta e vorba. Ați pomenit noastră de o mulțime de nenorociri care se întâmplă. Am încercat ieri să spun, dar a schimbat subiectul la emisiune și am zis să rămână pentru asta. Pe hai că a rămas. Ce se mai întâmplă? La Ministerul Economiei să pregătește un act normativ, un proiect de lege sau o donanță, depinde cum l-o da, să desfințeze administrarea specială la agenții economice. Poftim? Asta ați lucrat. De asta și ce înseamnă. Asta e poarta deschisă la faliment direct. La câtă lege mai știu eu? Cu panseluțe pe locul unde au fost fabricile. Exact. Pentru telespectatori asta înseamnă așa. Unități economice mari care au intrat în pat de-a lungul timpului, care au potențial de redresare, au intrat în administrare specială, pe planul unui plan de redresare, aprobat și de magistrați, care în termen de 3 ani, de 5 ani, trebuie să iasă din zona de disconfort economic, ca spuneam. În momentul și în timpul acestei proceduri, nimeni nu are voie dintre creditori să execute CV-uri, să le blocheze conturile și așa mai departe. Da. Bun. În momentul în care dispare acest tip de administrare specială, ele intră automat în insolvență sau în faliment. Da, intră executorii și au tot, direct. În secunda 2. Ce să vă mai spun? Cea mai mare parte din industria de apărare este în această situație, în care industria de apărare, știți, nu judești totdeauna pe principii economice. Da, și industria extractivă și energetice, le dar toate. Dar care e scopul, domnul prim-ministru? De ce fac asta? Explicați-ne puțin să înțelegem. De ce ar vrea să pună pe butuci companii? Cred că o să ne vândă chestia asta, că vezi, doamne, nu sunt profitabile. Mie mi-e frică să nu fie și alt interes în spate, că în momentul în care le închis pe astea, stai să zice că nu mai producem gloante. În România. Dar trebuie să cumpărăm. În caz de ceva, trebuie să cumpărăm gloanțe în altă parte. Iar în caz de conflict, nu știu, gloanțele astea ar trebui să fie de 1000 de euro mai scumpe sau deloc. Am pățit-o cu echipamentele medicale în pandemie. Fix asta am pățit. Nu numai. Exact așa. Deci asta e vorba. Ce fac oamenii ăștia, iertați-mă, dar cred că trădare națională e puțin spus. Hai să vedeți ce mai fac domnul Tudose. Breaking news. Guvernul vrea să crească și contribuția la pilonul 2 al pensiilor. Este însă o decizie controversată care va adânci deficitul la sistemul public de pensii. Colega mea, Mădălina Petre, ne explică. Bună seara, Mădălina!
Bun găsit tuturor, da, se pregătesc modificări importante și cu privire la pensiile private. Asta pentru că și-au asumat reprezentanții Guvernului în Planul Național de Redresare și Reziliență să crească contribuția la pilonul 2 de pensii. În momentul de față, contribuția la acest pilon de pensii este de 3,75% și vor cei din Guvern ca în perioada următoare să crească această contribuție până la 4,75%. Însă, cei din Partidul Social Democrat critică această discuție, critică acest demers care vine din partea Guvernului. Asta pentru că l-am ascultat inclusiv pe premierul Florin Câțu, care spunea că în prezent vorbim despre un deficit la sistemul public de pensii de aproximativ 17 miliarde de lei. Ca atare susțin social-democrații că în momentul în care va crește contribuția la pilonul 2 de pensii, automat va scădea contribuția la pensiile de stat și nu se va întâmpla altceva decât să fie și mai mare acest deficit la sistemul public de pensii. Mulțumesc mult, Mădălina. Domnul Tudose, păi pe de-o parte, ei nu mai cresc pensiile. Pe baza legii pe care a adoptat-o guvernul dumneavoastră, fiindcă încearcă să evite creșterea deficitului din bugetul public de pensii și pe de altă parte adoptă o măsură care avantajează o anumită parte a populației, era să zic, dar care crește deficitul bugetului. Care e logica? Cum să căutăm o logică în ce fac ei, domnul Ciutacu? E un cretin care dă copiat în baltă și noi suntem deștepți după mar care întrebăm ce a vrut să spună poetul. Păi da, cretinul aruncă monitor oficial piatra aia. Despre asta e vorba, că ținem la putere, știți, mai mult s-a nebună cu piciul în mână. Aveți poza în dreapta ecranului, jos. Uitați-l, că cam așa se uită. Deci, cuvântul de bază în ce spunea colega mea mai devreme e fondul privat. Păi, că au bătut palma pe acolo, nu știu. E frică să nu fie adevărat. S-au înțeles pe cașcaval ca să vorbesc filozofic? Haideți să vă facem un mic exercițiu. Haideți. Astăzi, din cei care lucrează la salariați la buget, bugetarii, da, sub 1% sunt cu salariu minim. Cazurile sunt extrem de rare. Salariul minim pe economie se găsește în privat. Acolo aproape 25% sunt angajați în privat, sunt pe salariu minim. Eu vă spun că știe toată lumea, marea parte în acestea sunt plătiți pe salariu minim și la care s-a dat o compensație de bani în mână din partea patronului. Dar banii în mână, iertați-mă, nu poți să... Banii în mână nu pot să rezulte, domnul Tudose, decât din evaziune fiscală sau din eventuala ridicare a dividendelor în avans, dacă mai ai și profit. Exact, despre asta vorbim, acea optimizare fiscală, încă e așa, în loc să plătesc 50% sau la fiecare leu pe care îl dau lui Ciutacu, trebuie să mai dau un leu la impozite, la fondul de pensii, la fondul de sănătate și așa mai departe. Dau doar 6% pe impozite pe dividende și din dividendele patronului le mai compensez salariile. La plic. Dacă se ridică. Doamne, noi am făcut asta când eram eu la guvernare, am făcut acest calcul și am făcut, știți, că s-a mărit salariul minim. Da. În momentul când măresc salariul minim, scos banii la economia reală și cresc încasările și la fondul de pensii și la fondul de sănătate și așa mai departe. Evident. E aritmetică. Nu văd să facă chestia asta, ori sunt idiot și nu înțeleg, ori vă pur și simplu să ne omoare pe toți. Ca totale de ce ar duce capul, pur și simplu. Despre ce văd? Alice Drăghici... O să închidă toți, efectiv o să închidă toți. Păi o să închidă toți și din ce, că nu o să mai aibă nici ei din ce trăi și fura domnul Tudose. Păi nu, dar eu să aibă din ce trăi ei și 4.000 de generații pe altă insule, probabil, că la cât au programat să fie din PNRR, o le ajunge. Alice Drăghici, imediat revin la noastră... Domnul, un pic, vă rog. Vă rog. Două chestii, apropo de ce v-am spus cu calculul acela creșterea salariului minim. Da. Doamna ministru al sănătății, actualul ministru al sănătății, da, împreună cu soțul domnului sale, eu am angajat la lanțul de clinici cu salariul minim pe economie. Da. Da? Și aveau dividende cu firmele pe profit. Așa a înțeles doamna care azi este șefa sănătății să susțină sistemul de sănătate. Faultând plățile.
Haideți, domnul Tost, am avut discuția asta. În toată lumea, oamenii de afaceri încearcă să eludeze cumva statul să nu plătească. E scandalul cât casa acum în America cu privire la marile companii care n-au plătit impozit mai deloc și la mari afaceriști. Problema asta mi se pare... Doamna putea să aleagă să rămână om de afaceri. Să nu devine demnitar al statului român, să pune că n-are buget la sănătate. Păi și ce trebuia să facă? Când a venit și șefa la sănătate și vede că n-are bani, să iasă frumos în guvern, să spună, da, domnule, ar fi bine să fie salariul minim pe economie 3500, ca să vină niște 7-8 miliarde în plus la sănătate. Doi, spuneți-mi și mie logica, când iese Molus Cadighinea, iertați-mă, și spune că e bine să mănâncească oamenii până mor. Bă, frate, dacă toți stau până la moarte acolo, la ce să mai plătesc 4 fonduri? Uite, hai să ne lămurim, mergem la o să vină mâine, unul și-o să trebuie, bă, eu am înțeles, uite, eu mi-asum că muncesc până mor. Da. Dar vreau să mă bucur toți banii, nu mai plătesc fonduri de pensii. Corect, da, mi se pare cea mai bună idee. Votăm și noi pentru treaba asta, domnul Tudose. Bine, nu știu dacă ne ține dracu pe noi până la 75 de ani, dar trecem nimeni peste micul amănânt. Nu, dar o să vină după aia guvernul și-o spună nu că e lege. Așa. Păi, dar nu tot legea te obliga pe tine, guvern, să mărești pensiile. Nu tot legea te obliga pe tine, guvern, să mărești alocațiile. Nu tot legea te obliga pe tine să mărești salariul minim. Și nu tot tu ai spus că tu știi că te obligă legea, dar nu o respecti. Ba da, hai să vedem ce zice domnul Ghinea, că dânsul pare specialist în pensii și în vârste în ultima vreme. Vârsta de pensionar va crește opțional. Deci, de facto, vârsta medie de pensionare va crește pentru că foarte mulți români vor opta ei singuri să muncească până la vârste mai înaintate. Este la o speranță de viață de 70 de ani, credeți că cineva vrea să iasă din câmpul muncii cu picioare înainte, mă scuzați? Păi asta este prezumția pe care mergem și sunt foarte mulți oameni care vor opta așa. Alice, dați fiindcă tu ești cea mai tânără și mai vie dintre noi toți, te anunț că mai ai foarte mult de muncii până când să mori, ca să fiu mai exact. Da, una peste alta, vezi, există și varianta asta. Putem face, întreb dacă există posibilitatea asta juridică, să facem un contract cu statul, cum zice domnul Tudose. Bă, murim aici la locul de muncă, dar nu ne mai las banii la fondul de pensii. Se poate ieși din deficitul ăsta, de la fondul de pensii pe care îl târâim de multă vreme, sunt deja zeci de ani și o să o ducem tot așa, pentru că pilonul 2 ăsta are ca menire ca banii care merg acolo să fie investiți și din profitul care se obține din acest rulaj eficient al banilor să se plătească pensii. Noi ne aflăm de multă vreme în situația în care cei care muncesc și contribuie să le plătească pensiile celor care deja au contribuit zeci de ani. Din morișca asta nu se poate ieși pentru că pilonul 2 nu e eficient. Hai ca să ne înțelegem. România, neproducând nimic, este foarte greu să găsești un domeniu în care statul să investească rentabil. Deci a fost găsită această soluție pentru rezolvarea deficitului, să nu se mai plătească pensii, pentru că perioada de activitate să coincide cu perioada de viață. Ceea ce este un raționament cinic, dar în opinia lor este singura variantă să iasă din deficit. Așa ceva nu există. Așa ceva n-are de ce să fie pus în discuție. Deci, indiferent că suntem în deficit, nu poți să spui, domne, nu se, bă, are dreptate domnul Tudose, băi nene, dacă nu mai apuc să ies la pensie și mă obligi să stau la muncă, că nu mai am cum să muncesc, da, la 70 de ani, dacă faci multe tipuri de activități formal, nu mai ai cum să le faci. Pentru că nu mai funcționezi nici fizic, nici mental, nici nu te mai poți concentra, nici nu mai ai reflexe pentru activitățile care solicită așa ceva. Deci stai pur și simplu și ocupi un loc, dar se cheamă că nu primești pensie, nu, ca să elimini deficitul. Și ocupi locul ăla împotriva voinței patronatului, și că după cum poate ne spuse dar domnul poate Ghinea... Și tău, pentru că domnul Ghinea, iartă-mă o clipă... Păi nu, dar au spus că dacă ai apucat să faci 65 și ești în câmpul muncii, să spală cu tine pe cap patronul până la 70 și la revedere, vrea, nu vrea, ești bun, nu ești bun... Nu, a spus mai altă poți, chestie poți... mai gravă. Pentru că vreau să spun un lucru, aici necunoașterea minimală a legilor care guvernează legislația muncii, dreptul muncii, corelat cu necunoașterea prevederilor constituționale, duce la formulări catastrofale. De genul celei pe care a spus-o domnul Ghinea, că vârsta de pensie devine opțională. Așa ceva nu se poate. Vârsta de pensie nu este opțională. Vârsta de pensie este prevăzută de lege. Ca să ne înțelegem,
opțiunea individuală de a prelungi activitatea trebuie să rămână individuală, dar nu să o generalizezi la modul la care fiecare iese la pensie când vrea el. Pentru că nu se poate așa ceva. Și asta înseamnă exact ce punctai, că opțiunea individuală a unui angajat de a lucra până la 70 de ani, care vârstă, înțeleg că și asta e relativă, că dacă vrei până la 73, stai până la 73, îl obligă pe angajator să-ți conserve postul și să te păstreze acolo, în ciuda faptului că nu mai poți să performezi, că nu mai poți să funcționezi, ce performezi, că nu mai poți să vorbești, că nu mai auzi, că nu mai vezi bine, că nu te mai poți concentra, că nu te mai poți exprima. Deci o grămadă de lucruri. Victor, repede, în momentul ăsta s-a spus lucrul, în momentul ăsta nu avem deficit la pensii. Pensia minimă e indemnizație, e calculată ca pensie, ca să sperie oamenii să creadă, aia indemnizația de 700 de lei sau cât este, da, să sperie oamenii și să creadă, de acolo pierdem 2 miliarde de euro, ca să ne înțelegem. 2 miliarde de euro... Dar nu pierdem, frate, că dăm niște bani unor oameni ca să nu dea în cap sau să nu moară pe stradă. Da, aceea e o indemnizație, nu e pensie. Aceea e o indemnizație, da, nu e pensie și e pusă artificial la pensie, cas la pensii, ca să se spună că este deficit. În acest moment, deficitul la pensii este zero. Îți garantez, calculez cu urdia în față. Ceea ce fac ei prin blocarea pensiilor, ei și cu Uniunea Europeană, repet, împreună cu Comisia Europeană, împreună cu cei care au făcut acest plan, este o nemernicie, o mare nemernicie. Și trebuie să spunem răspicat lucrul ăsta. Chiar dacă domnul Tudor se spune, domnule, noi la Parlamentul European n-am votat, păi nu votează așa ceva. Dar ei nu fac nimic fără știința Comisiei Europene. Comisia Europeană știe de acest genocid din România. Știe că bătrânii, da, în acest moment mor de foame. Dar care e interesul Comisiei Europene? Care e interesul Comisiei Europene? Să scape de bătrâni. Să scape de bătrânii numai din România. Stai un pic, să scape de bătrânii numai din România. Înțeleg că pare a fi un plan așa. Pare a fi un plan malefic. Să mai curățăm o generație, că suntem prea mulți și consumăm mai mult decât putem duce. Da, dacă omor numai bătrânii din România, n-ai rezolvat cazul. Bătrânii consumă mai puțin de la hipermarket. Bătrânii nu sunt consumatorii principali. Seniorii, ei se duc în piețele românești. Ei sunt singurii care mai cumpără produse românești, restul toată lumea duce la supermarket. Bătrânii trăiesc cu 200 de euro, 300 de euro maxim, iar ai lor în țările lor trăiesc cu 3-4 mii de euro. Băi, eu vreau să mă emigrez în Ungaria sau în Polonia. În Polonia și Ungaria sunt singurele țări în momentul ăsta în Europa care mai au ceva în pantaloni. Plus nu se poate așa ceva. Bătrânii nu sunt consumatori de bunuri de folosință îndelungată, bătrânii nu-și mai cumpără electrocasnice, bătrânii nu-și mai cumpără haine. Vă spun, adică asta chiar vă spun, dacă le dai o pensie mai mare, mine, da, este o politică, este o politică. Așa este. Foarte clară a Comisiei Europene. De a termina cu bătrânii din România. Întrebarea mea este, și mă pun eu pe picioarele, vor să-i termine. Mă pun eu pe picioarele din spate. Întrebarea mea este de ce nu vor să decimeze bătrânii din toată Uniunea Europeană, de ce nu mai apaia din România. Pentru că ceilalți au resurse și piață de consum, Victor, ce Dumnezeului, noi suntem o colonie piață de consum. Noi consumăm 80% din ce mâncăm din import, iar bătrânii nu consumă din import. Ei sunt singurii care mai consumă din România, din piețele amărâților alora, care în momentul ăsta, de bunuri scumpe, cum am spus aseară, Victor, la tine, tu îți dai seama că noi am omorât miliarde de pui vii prin gazare, nu vorbește nimeni. Piețele, târgurile sunt închise în acest moment, căci că e tracu. Porcina lui pește prăjit, nu e pesta lui pește aviară, și aviara. Nu și porci, n-ai voie să mai vinzi porci în târg, nimic. Târgurile sunt închise la care vorbim. Gospodăria este omorâtă în acest moment în România. Nu vorbește nimeni. Oros ăsta care bate câmpii în momentul ăsta nu vorbește de lucrul ăsta. Că mica gospodărie țărânească e terminată. Târgurile, în târguri mai găsești, la Giubega unde am fost alaltă vinerea trecută, mai găsești trei din alea răsaduri și nici măcar ce, ăștia românești nu mai sunt. Sunt mesele goale pentru că nu mai au voie să vândă. Domnule, mie mi se pare că faceți fix ceea ce vor oamenii ăștia. Dușmanul e în exterior și atunci asta este cea mai mare problemă. Dușmanul e și în interior și în exterior. Încă o dată nu facem. Eu nu critic fără să știu. Eu știu cum dădeau telefon de la Comisia Europeană, doamna Ruse, și spuneau vrem să mărim pensiile cu 15%. Să vă imaginați că vrea Uniunea Europeană să omoare bătrânii din România în loc să păi vă gândiți dacă asta că face, eu 30 ce vrei să spun? De ani de incompetență crasă de peste tot a adus România aici. Nu e explicația mai logică? Nu, explicația mai logică este faptul că și Comisia Europeană știe că acest nemernic de guvern a blocat pensiile, știe că a blocat salariile bugetarilor. Îmi spune Comisia Europeană să închid marile companii de stat. Ea mi-o spune, nu eu.
Comisia îmi spune lucrul ăsta în PNRR-ul Pește Prăjit. Că mai bine nu era fi de la altă parte. PNRR-ul e depus de ai noștri. PNRR-ul vine cu schelet de acolo. Și dialogul între ei, să știi că ăsta este Victor, că mai știm și noi ce vorbesc acolo. Și ei se plâng de lucrul ăsta. Și știu cum dădeau telefoane lui Botin și la muncă și spuneau, nu creșteți cu 0,15. 0,15 vreau să creștem o mică indemnizație. Ce, na, nu, că creșteți deficitul. Și deficitul crește și din cheltuielile pe investiții. De ce nu spunem lucrul ăsta? De ce au blocat pensiile și au mărit cheltuielile pe investiții? Puneți, bă, fraților, ceva și la pensii, că a crescut inflația, nu omorâți oamenii, pentru că se poate fura, de la investiții se poate practica zecioala. Aștept de la partidul de stânga de guvernare să facă lucrul. Și fiindcă nu doar despre bătrâni e vorba, domnului, și domnul a fost circ în Parlament la dezbaterea pe alocațiile copiilor. Nici acolo nu reușim să ne înțelegem și convergem până la urmă către aceeași soluție. Blocăm tot. Iată momentele de aur al zile. Dacă domnule Solomon, așa, nu sunt contrare. Dacă se indexează cu rata inflației în ianuarie 2022, asta nu afectează cuantumul alocației din iulie 2022 din paragraful anterior, pentru că este inclus în lege și ordonanța de urgență în termen nominal. 20% din diferență. Ce nu pricepeți? Amintesc textul adoptat de Senat și anume, ianuarie 2022, quantum alocației de stat pentru copii se indexează anual din oficiu cu rata medie anuală a inflației. Păi, gândirea e o jignire sau ce avem? Să citim, nu doar să citim, să și gândim. Ați trecut prin stadiul de domnișoare, ați trecut prin stadiul de neveste, ați trecut prin stadiul ca partid de cine poate sau nu să facă copii, ați ajuns la haideți să gândim, nu doar să citim. Am încredere în dumneavoastră, domnule Solomon, și există momente care ați dat dovadă de asta, că studiile și experiența dumneavoastră vă dau totuși vocabularul necesar dezbaterilor tehnice și nu doar jignirilor personale. Ne-ai mai victimizat când dă prost. Premierul Cățu în același timp garantează că alocațiile copiilor vor crește cu 20% de la 1 ianuarie 2022. Asta nu se va mai întâmpla însă după decizia de azi în Parlament. Mă rog, în măsura în care să și respectă. Hai să-l auzim și pe domnul Cățu. Crește de anul viitor de la 1 ianuarie de 20%, dar după aceea vreau să venim cu o formulă care să fie din 2023 predictibilă. Sunt 2 miliarde de lei, bani care ar fi mers de principiu pentru majorarea alocațiilor și care vor fi redirecționați, înțelegem. Unde anume v-ați gândit? Unde ar fi mai mare nevoie de acești bani? Să știți că între timp, în această perioadă, au apărut cheltuieli excepționale la Ministerul Muncii, la Ministerul Sănătății, vaccin, remdesivir, etc. Deci nu știu dacă suma mai este acolo. Alocațiile, cum am discutat, vor crește de la 1 ianuarie 2022. Cu rata inflației sau? Din discuțiile care le-am avut în coaliție, vor crește de la 1 ianuarie 2022 cu încă o cincime, 20% din creșterea aia care fusese programată. Răzvan Savaliuc, ne lămurim și noi până la urmă cu cât cresc alocațiile? Cu 10 lei. Cu rata inflației, cu 20% sau cu 20% plus rata 10 inflației? 10 lei. Păi nu mai contează, eu zic că nu o să crească mai deloc, sau simbolic așa cu câțiva lei, pentru că politica la vârf actualului guvernare a fost declarată. Ei au spus, și nu unul singur, că foarte mulți români fac copii ca să trăiască din alocațiile copiilor. Ca să-i bea, ca să fiu mai exact. Și ca să-i bea, deci acest guvern nu vrea să facă pomeni. Deci nu e nevoie de natalitate în România, este foarte clar. La fel cum fac și cu pensionarii. Eu consider că în România se face un experiment. După, dacă ți-amintești, Victor, posta șefa, sau actuala, nu mai știu dacă este în continuare, a femeii, a spus că bătrânii sunt tot mai mulți și devin o problemă pentru că apasă pe bugetele naționale. Și că trebuie găsite soluții. Iată, la noi se face un experiment, se duce o vârstă de pensionare foarte sus, de comun acord cu Uniunea Europeană. Cea mai sus din Europa. Cea mai sus din Europa, ca să se vadă apoi cum vor reacționa celelalte state. Pentru că întâi trebuie dat exemplu cu România. Se știe că noi suntem mai proști, așa, nu prea avem spirit civic, nu țipăm. Și o să zic că, uite, în România a mers figura, o aplicăm și mai departe. Plus că pe termen scurt, dacă la noi tai bugetul ăsta de pensii, că ai mărit vârsta de pensionare, băieții care ne guvernează vor mai găsi să mai smulgă vreo 10 miliarde pe an
din colonia numită România. Deci jocul cu bătaie lungă este o tendință internațională ca toate guvernele. Dar de ce încep toți cu noi la experiment? Trebuie să scape toate guvernele naționale de povara pensiilor care devine tot mai mare. Da, mă, dar pe tine, Răzvane, de ce de fiecare dată România trage bățul scurt? Orice nenorocire se implementează în primul rând în România. Pentru de că lea, avem cei mai... tăieri, blocări, tot Victor începe în România. MCV. Avem cei mai MCV. Proști, avem cei mai proști și mai ticăloși conducători care poate să aibă vreo țară în lumea asta. Tu nu vezi că ăștia sunt niște caricaturi, niște marionete? Ăștia stau în poziția ghiocelului. Dar ăștia nu că stau drepți în fața unei de afară. Ei sunt slugi, benevole, se duc și se oferă să ne distrugă nouă nivelul de trai ca să fie ei remarcați pentru că simte că ăsta e trendul. Dacă avem conducători trădători, ăștia sunt iubiți afară. Noi nu avem Victor Orban ca în Ungaria. Sau să-ți mai dau alte exemple din Polonia sau din alte state. Noi avem slugi benevole care se oferă să ne vândă. Îți dai seama cine ne conduce, Victor? Păi nu că îmi dau seama, îi văd. Cu ăștia trăiesc și lucrez în fiecare zi. E, și după tăierile de salarii, doamnelor și domnilor, urmează concedierile masive. Peste 8.000 de angajați vor fi concediați de la complexurile energetice Oltenia și Hunedoara. Muncitorii vor primi plăți compensatorii, mare câștig, timp de 4 ani. Și CFR Marfă va da afară aproape 1.500 de angajați. Domnul Tudor, se mai rămâne cineva angajat la stat, cu excepția lor de ministere? Nu știu, dar mai rămâne statul? Bună întrebare. Încă eu cred că azi nu mai avem stat. Statul care spune că nu respectă legea de a crește alocațiile, de a crește pensiile, de a crește salariul minim, nu mai este un stat. Statul care își omoară tot ce are de stat, proprietate de stat, bogăție națională, avuție națională, eu cred că nu mai e stat. Revin și spun din nou, nu mai dați vina pe cei de afară. Am fost prim-ministru, nu m-am mărit pensiile, am mărit salariile, am mărit alocațiile, n-am primit niciun telefon de nicăieri să spună bă, nu v-au spulberat pe chestia asta. V-au spulberat. Da? N-ați primit niciun telefon, dar v-au spulberat făcut, toți. N-am primit niciun telefon. Da, dar v-au spulberat. V-au spulberat și pe dumneavoastră și toate guvernele PSD-ului. V-au spulberat. În afară de faptul că v-ați încăierat între dumneavoastră, v-au și spulberat ei. Pentru că n-ați făcut ceea ce ați vrut. Ei știau că nu o să faceți, domnul prim-ministru. Da? De-aia a spus prim-ministru atât de puțin timp. Pentru că v-au spulberat pe toți. Aveți și o explicație, domnul Tudose, vedeți? Da, eu cred că alta a fost explicația, dar nu pot. Cât sunt încă niște personaje... A zis că nu fac dezvăluitice. Poate sunt că memoriilor astea. Nu m-a dat afară Uniunea Europeană, a dat afară lăcomia unor dinăuntru, dar asta e altceva. Ok, o să vorbim la un dat și treaba asta. Și o să vorbim la un moment dat și despre chestia asta. Dar electoratul? Electoratul cum a primit tot ce ați făcut? Lasă partidul. Oamenii cărora le-ați mărit pensiile, că acum ăștia zic că trag ponoasele de pe urma faptului că v-ați luat angajamente, pe unele le-ați și adus la îndeplinire și pe care ei sunt obligați să le realizeze, dar iată că economia e în deficit. Cum a primit electoratul? Noi când am nu știu cum naiba am făcut, iertați-mă, dar 3 ani de zile cât a fost guvernarea PSD, nu numai eu sau domnul Grindeanu sau chiar și doamna Dăncilă, văd că deficitul a fost sub 3 și, repet, s-au mărit salariile, s-au mărit alocațiile, s-au mărit salariul minim și deficitul era sub 3. Dar cineva chiar știa ce să facă cu țara asta, adică se ducea în direcția bună. Oamenii ăștia lucrează haotic, nu se mai investește nimic, nu știe unul ce face. Altul a dat dumneavoastră mai devreme, poate nici care vorbeau lucruri diferite despre alocații. Spunea... Da. Doamna avocat, că sau nu mai știu ce, doamna Luce, cu 10 lei. Cam atâta să vor mări alocațiile. Eu vreau să vă întreb altceva un pic, că să vorbim despre concedieri, că vorbim totuși, e vorba despre 8.000 de oameni doar din două companii. Din două companii. La povestea asta cu mineritul, sunteți în Parlamentul European, toată Europa, că s-a bătut Polonia cu Comisia Europeană pe închiderea minelor, până când, nu știu, până la ultima suflare. Doamna, opriți-vă. Și eu am găsit, după guvernul Cioloș, negociat închiderea companiei naționale după Valea Jiului, energetică de pe Valea Jiului. Complexul energetic Hunedoara, nu așa parcă se cheamă. Da. Dar ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Am spus că nu se poate așa ceva,
din punct de vedere și al securității energetice și al imposibilității unei reconversii profesionale sustenabile acolo. Domnule, acolo sunt mineri. Nu pot să-i fac să-mi plătească plovăre sau să culeagă panțeluțe, că nu merge. Și nici să se lanseze în IT. Acolo e singură facultate, facultatea de mine, toată lumea știe să facă mineri. În schimb, costa 200 de milioane de euro să treci toată zona aceea pe profil, să retehnologizezi două mine din patru, două să le conservi, nu să le închizi, să le conservi, și să faci desulfizare la Mincia. Paroșeniu, cele două centrale din Valea Jiului. Paroșeniu fiind deja desfăcută partea de mediu. 200 de milioane costa chestia asta. Nu 200 de miliarde. Și începusem planul. După mine, nu s-a mai făcut. Planul este probabil încă la Ministerul Energiei. Bun, deci se poate negocia, asta vreau să vă întreb, se poate negocia comisia? Un pic și termin. Azi când stăm de vorbă, Germania își face centrală termică pe cărbune, la ea acasă. Dar după ce a închis și Germania niște mine, ca să fim sinceri. Până am înțeles, le închis, că dacă, iertați-mă, domnul Ciutacu, dacă devii foarte profitabil și retehnologizezi o mină, nu mai ai nevoie să scoți din patru mine, că scoți dintr-una, că scoteai din patru. Și asta e un adevăr, da. Dar locurile de muncă locurile de muncă, șomajul acum, din zona... Domnul prim-ministru, vreau să vă întreb și eu. Dumneavoastră vedeți posibilă retehnologizarea minelor din România? Hai să o dăm pe bune acum, că nu suntem Germania. Da, doamnă. Mamă, dar la noi se lucrează încă cu căruciorul ăla, coboară oamenii, ați văzut cu liftul în subteran, păi tu crezi au lămpași din ăla pe frunte. Tu crezi că la nemți coboară cu Uber în mină sau cu ce? E complet altceva. Deci este complet altceva, deci, crede-mă. Nu mai există așa ceva. Tehnologia din anii 60 și aveți dreptate, există front de lucru cu lopățica și cazmau. Da. Nu se poate așa ceva. Este evident că nu se poate așa ceva, merge. Dar v-am spus 200 de milioane costa retehnologizare. Cu aia, căruciorul ăla. Cu... Eu tot nu mi-ați răspuns la întrebare. Se poate negocia cu comisia să găsești o formulă ca oamenii aia, mii de oameni, să nu rămână chiar pe din afară cu nimic, să fie concediați și după aia să aștepte pur și simplu să moară pentru că nu o să aibă unde să lucreze. În planul de recuperare a țării, probabil, sau cum, nu știu, cât de rezilientă și redresare nu este, au pus că oamenii de acolo nu vor intra în șomaj și vor fi folosiți la închiderea de mină. Bine, pe aia au închis un an, doi, și după aia ce faci cu ei? Asta e planul lor, ca să salveze oamenii de acolo și că îi folosesc la închiderea minelor. Doamne, în 2 ani închizi. Atâta e viziunea lor. Până când pleacă de la guvernare. După Când pleacă de la guvernare, să închid și minele și să termine și banii pe care dau ăștia, ca plăți compensatorii. Am avut experiența asta. Dumnezeule, eram vii toți pe vremea lui Ciorbea, când au închis o căruță de întreprinderi de stat, inclusiv mine, dacă ne aducem aminte, cu ce a fost în Valea Jiului, au luat ăia, au beut și au luat televizoare, frigidere și s-au păpat banii, în maxim jumătate de ani de zile. Acum ar fi mai chipzuit, nu-i țin jumătate de ani de zile, îi țin 2 ani de zile. La întrebarea doamnei Ruse, dacă astăzi mai poate negocia ceva, cred că astăzi da. Mâine din ce în ce mai puțin, poi mâine probabil că deloc. Fiindcă dacă le-ai închis, nu le mai deschizi. Păi și cine să negocieze? Dați-mi și mie un nume din guvernul ăsta care să negocieze. Nu pot să vă dau un nume. Păi domnul Ghinea, cine? Hai, nu, pe bune. Nu, stați un pic, ca să negociezi chestia asta, trebuie întâi să o vrei, să vrei să faci asta. Aha. Dar nu vor să o facă. Păi nu de vor ce să nu facă. Vor două? Pentru că peste 2 ani vine iar PSD-ul și n-au decât să se spele pe și iarăși ne dăm după Cireș. Pentru că trebuie puse pe butuși și ce se poate vinde din CFR marfă, să vină francezii și să ia, că se bat cu nemții de 10 ani pe ea, din 98 de pe timpul lui Berceanu, că ce mai rămâne din ce Oltenia să fie luat, ce termocentral, ce nu înțelegem? Că nu trebuie să mai avem nimic și nu mai trebuie să fie stat. Ne dăm o dată după Cireș așa. Toată asta o să dureze 2 ani, cât rămân la guvernare și pe urmă zice lasă să vină PSD-ul. Ei vor să la guvernare 44 de ani. Nu vor, crede-mă. Da, doamnă, de acord cu noastră. Ajunge să se umple 2-3 ani, pe urmă vine PSD-ul și zice gata mă, spălați-vă până dispare statul. Pentru că în felul că tu știi mai bine la justiție că statul e pe dispariție în momentul ăsta. Statul e pe dispariție din moment ce îi spun să desfințeze Curtea Constituțională. Dar să vedem ce facem cu oamenii până când închidem statul. Da, domnul Tudose. Da, deci eu vreau să vă spun că planul lor e simplu. Mai stau un an, doi, trei, normal, că nu. Și pe urmă veniți voi și zice descurcați-vă. După aia, da, păi știți, după aia ei iau, bă, pacientul a murit de 2 zile, vedeți voi, poate mai faceți ceva. Ce să-i facem? Să-l îmbălsămăm?
Frate, sunt oameni la început de carieră. Domnul Tudor, să faceți politică de multă vreme. Ăștia sunt foarte tineri, sunt la început de carieră. Ce faci? Nu poți să lași un dezastru în urma ta, să zici vină, să vină PSD-ul, pentru că sunt oameni politici cu cariera distrusă, fix pentru că au lăsat dezastru în spate. E ilogic, doamna, adică te-au... S-ar putea să nu le mai pese, Lili, să aibă atât de mult agonisit, încât chiar să nu le mai pese. Pe bune. Eu cred că România e capul unei speranțe cu scorul opudenței. Să mă ierte niște colegi de luptă sindicală, dar când eram la Palatul Victoria, erau niște sindicate care, săptămânal, vociferau la mine în față, erau nemulțumit că nu creșteam, nu știu ce, leapă cu 50% față și eu ne deam la 45%. Acum văd că toată lumea taie, toată lumea îi dă afară și nu mai e niciunul. Nu știu unde sunt. Poate găsiți noastră. Păi a fost pandemie și n-au vrut să se apropie. A fost pandemie, acum plouă, e urât, nu merge. La ordonanța 13, acolo, când erau minus 17 grade, era vremea prietnică să fie piața plină. Da, 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 nu, că și la mine, ba, era 40 de grade afară, erau toți acolo, nu era problemă. Acum văd că nu sunt. Poate să întreabă cumva și muncitorii, dom'le, dacă îi mai reprezintă cineva. Că eu de câteva zile la asta mă gândesc, că nu mai reprezintă nimeni pe nimeni. La apropo de ce spuneați mai devreme, net. După ce închid toate chestia asta, simultan, deja ascultăm de vorbă, se importă curent pentru inelul nordic al țării. Cineva îl importă, că nu vine singur ca prost să predea curentul ăla cu siguranță. Niște oameni sunt fericiți. Să apare întrebarea, bun, dacă închidem tot și cumpărăm tot, de unde plătim? Vedeți, păi o să avem mai mulți oameni fericiți, că o să importe mai mulți. Mai mulți buzoianu, nu? Interesează, fac contractele și dispar. O să spuneți, bun, dacă cu PNR-ul, că o să plece. Să ne au fost siguri, ca să fie sigur că dacă pleacă mâine, sau poi mâine, a doua, după ce se aprobă planul, cât se aprobă din el, în plan sunt deja firmele care se facă lucrările, nu mai ce face. O să discutăm despre asta în mintele care urmează, domnul și domnul. Luăm însă o scurtă pauză și după aia revenim în forță, pentru că George Simion, președintele AUR, vine și el la punctul culminant. Discutăm despre cea mai mare confruntare dintre AUR și Reziș cu președintele formațiunii care a speriat pe toți. JAF Național vor să distrugă și să dea totul pe nimic, exact cum spune Gelu. Vă devalăm planul prăduirii combinatelor. Cum vor să le distrugă? Așa ceva nu s-a mai văzut. Dezastru dictat de Reziș, doamnelor și domnilor. Iar George Simion demască în stile caracteristic cele mai mari furăciuni ale momentului și ale Reziștilor. Discutăm împreună și despre JAF-ul din pădurile țării. Cu ce l-a prins Simion, doamnelor și domnilor, pe premier un exercițiu. Iar România se transformă zi de zi, cu larg sprijin intern, în groapa de gunoi a Europei. Mii de tone de deșeuri sunt aduse în țară, dar producem și noi, doamnelor și domnilor. Cine câștigă din toată această afacere absolut mizerabilă? Bani grei din poluarea României. Iar companiile magnaților, despre care vorbea domnul Tuduse, își iau partea din sacul cu bani de la Uniunea Europeană. Rămâneți, merită! Ediția incendiară a punctului culminant continuă, domnilor și domnilor. George Simion este împreună cu noi la punctul culminant. Bună seara, domnul președinte. Vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi în această seară. Bună seara. Discutăm despre, sau analizăm, ca să fiu mai exact, cea mai mare confruntare dintre AUR și Reziș, domnilor și domnilor. Președintele AUR acuză JAF-ul național, vor să distrugă și să dea totul pe nimic. Sună acuzația extrem, extrem de gravă a partidului Revelația al momentului. Vă prezint în detaliu și planul prăduirii combinatelor, cum și mai ales de ce vor să le distrugă. Așa ceva nu s-a mai văzut, dezastrul dictat de Reziști. Feliat bucată cu bucată, iar George Simion demască cele mai mari furăciuni ale momentului operate de Reziști. Discutăm împreună și despre JAF-ul din pădurile țării, cu ce a prins Simion pe neomarxiști. România este transformată, din nefericire pentru noi, în groapa de gunoi a Europei, cu larg sprijin intern. Mii de tone de deșeuri sunt aduse în țară, în afară de ce producem noi în sectorul 1 și n-are cine să le ridice. E alertă majoră, doamnelor și domnilor, cine câștigă bani grei din poluarea
cu intenție a României, iar companiile magnaților își iau partea din sacul cu bani de la Uniunea Europeană. Este o sfidare majoră în tabăra rezist, până și ei s-au săturat. Iar pionul infiltrat de bancherul reziștilor în guvern a fost prezentat astăzi ca o mare achiziție. Vom vedea, de fapt, cine este omul și care este tertipul prin care reziștii vor să pună una pe justiție, domnul procurorii continuă să fie instigați să încalce deciziile cruciale și obligatorii ale Curții Constituționale. Împreună cu noi, în afara domnului președinte Simion, salut și prezența domnului Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Dâncu, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara! În continuare, Alice Drăghiș, Gelu Vișan și Răzvan Savaliuc și vă mulțumesc că sunteți în continuare alături de noi. Breaking News! Reziștii vor să pună pe butuș ce a mai rămas din industria românească. Pe lista neagră au intrat combinatele, câte dintre ele mai sunt în picioare, unde oamenii au început să fie dați afară pe bandă rulantă. Muncitorii care au lucrat o viață, spre exemplu, la combinatul de oțeluri speciale Târgoviște, s-au dus chiar la minister, unde l-au rugat în genunchi pe ministrul Năsui să dea avizul redeschiderii. Ministrul a răspuns clar și răspicat: nu. Domnul Simion, știu că sunteți unul dintre susținătorii cauzei preluării de către stat a combinatorului de oțeluri speciale de la Târgoviște, dar pare că n-aveți niciun succes. Sunt un susținător pentru că, așa zis, un investitor rus de acolo și-a bătut joc și de statul român și de muncitori și avem de recuperat 40 de milioane de euro. Dacă domnul ministru al economiei, al distrugerii economiei, mai bine zis, domnul Năsui, nu vrea să semneze acel act pentru darea în plată a combinatului, vom pierde acei 40 de milioane de euro. Fac un apel pentru că m-au contactat cei de la sindicatul Valahia. Știu că primarul din Târgoviște e de la PSD. Să le dea autorizație măcar să protesteze și să-și verse năduful, pentru că trăim într-o țară liberă și acel, așa zis, investitor din Târgoviște trebuie să dea bani înapoi la stat și să aibă grijă de acești muncitori. Sunt 1000 de familii care depind de acel combinat. Ei sunt disponibilizați, sunt trecuți în șomaj și nu sunt singurii din țară. Astăzi au loc proteste, au avut loc proteste în județul Bihor, la Băița, unde avem o mină și avem bogății polimetalice. Din păcate, acolo exploatează mai multe companii străine. Compania românească nu este lăsată să exploateze în județul Bihor. De ce? Pentru că este companie din România și statul nu sprijină companiile din România, îi sprijină numai pe alții. 70 de oameni au ieșit în stradă în fața minei de la Băița. La fel au fost proteste la Crucea, la mina de uraniu, care este închisă de către Ministerul Energiei și Compania Națională de Uraniu nu va mai lucra cu uraniu din România. Cernavodă nu va mai funcționa cu uraniu de pe teritoriul țării, se închide mina de la Crucea și se mai pierd 8.000 de locuri de muncă în Oltenia și în Valea Jiului, pentru că nu-i așa, trebuie să devenim o colonie bună numai să consume, din păcate, iar locurile noastre de muncă... La o socoteală sumară, câte locuri de muncă să pierd în total zilele astea, domnule Simion? Lejer, 30.000 de locuri de muncă. Dar avem un prim-ministru care spune că noi trăim wow, că e cea mai mare creștere economică. Nu știu ce creștere economică, noi vedem numai creșteri la nivel de prețuri, de la alimente până la benzină, toate cresc și domnul Câțu ne spune cât de mult sunt bucuroși românii că trăim într-un paradis de când el prim-ministru, un paradis în care am cumpărat degeaba 16 milioane de doze de vaccin. Inclusiv marea lui realizare, campania de vaccinare, este un eșec. La Suceava vreau să vă zic că transportatorii o să iasă în stradă vineri și o să fim alături de ei. Iar domnul Câțu mai degrabă ar face bine să-și dea demisia, să nu mai aștepte moțiunea de cenzură, pentru că este dezastru. Ultimele rămășițe din industria noastră românească, de la mine la exploatarea resurselor naturale. Am fost la Moldova Nouă la sfârșitul săptămânii trecute și am văzut acolo o companie turcească care preia 30% din bogățiile noastre de cupru. Cupru a crescut foarte mult la nivel internațional pentru că nu se mai exploatează niciunde. Și noi românii care avem toate bogățiile din lume,
care puteam trăi frumos la noi acasă, ajungem să muncim pentru alții și ajungem o groapă de gunoi a Europei. Frumusețile noastre sunt îngropate în gunoaie. Am văzut astăzi lacul Beliș îngropat în gunoaie, am văzut ce s-a întâmplat cu cascada Bigger distrusă. Din fericire, din când în când în Parlament mai beneficiem de faptul că cei de la putere sunt niște chiulangii notorii. Astăzi voturile din sala de plen au fost mai multe pentru demiterea lui Cristian Ghinea, ministru zero al fondurilor europene, un ministru care nu vrea să vină bani în România, și am câștigat și acel vot, am câștigat și alte voturi. Și la ce v-a folosit că ați câștigat votul, că s-au câștigat ei, domnul Simion? Știți, ei sunt urmașii ideologiei staliniste, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, păi dar da, au încălcat grav regulamentul Camerei și am, pe lângă moțiunea de cenzură, având o majoritate în plenul Camerei Deputaților, am reușit și o lege importantă legată de bagiocorirea simbolurilor naționale. Cei de la USR voiau să lase cu pedepse care țin doar de contravenții bagiocorirea tricolorului. Noi am reușit să retrimitem la comisii. Domnul de la Comisia Juridică de la USR, domnul Badea, spunea că inclusiv bagiocorirea simbolurilor naționale ține de libera exprimare. Pentru noi tricolorul este o chestiune sfântă. Este 15 iunie astăzi, ziua în care îl comemorăm pe Mihai Eminescu, și nu admitem ca bagiocorirea simbolurilor naționale de către USR și partenerilor de la UDMR să meargă mult de acum înainte. Votați moțiunea de cenzură depusă de partid sau care va fi depusă de Partidul Social Democrat împotriva celor care spuneți că bagiocoresc simbolurile naționale? Am primit textul moțiunii de cenzură, ne-am alăturat acelei moțiuni de cenzură cu propriile noastre texte, conform cu pozițiile pe care AUR le are, cu poziții suveraniste, naționale, cu poziții pentru apărarea libertății. Sperăm că PSD-ul să fie un partener de dialog și să asculte și de adăugirile noastre la textul moțiunii de cenzură, caz în care îl vom vota, și încercăm să găsim o majoritate care să voteze această moțiune de cenzură, pentru că guvernul Câțu, guvernul WOW, guvernul în care prețurile cresc și locurile de muncă dispar pentru români, trebuie să plece acasă. Păi, și aveți credința că nu vor număra iar în detrimentul dumneavoastră? Mai devreme sau mai târziu, domnul Ciutacu, acest guvern trebuie să plece. Mai devreme sau mai târziu, lipsirea părinților de a participa la festivitățile de premiere o să fie pedepsite. E un act de sălbăticie crasă, doar pentru a avea un relativ succes în campania obligat forțat de vaccinare pe care domnul Câțu încerca să o promoveze. I-au lipsit pe părinți de participarea la festivitățile de absolvire. Lucrurile astea traumatizează, lasă sechele și românii nu uită. Mai devreme sau mai târziu, românii ei taxează. Țineți cont că doar 40% din cei care au fost la vot știau de opțiunea AUR. AUR este palma românilor pentru clasa asta politică impotentă care a distrus efectiv România și o distruge în continuare de 30 de ani. Ce, domnule Simion, că momentan nu vă ajută aritmetica să o faceți, indiferent câtă voință ați avea? Cred că anul ăsta sau anul viitor vom avea o surpriză, domnul Ciutacu. Cred că românii s-au săturat. Cred că românii văd acum că 15 miliarde se împrumută România pentru generațiile copiilor și nepoților noștri și din aceste sume se dau tunuri majore. Sute de milioane de euro se plătesc pentru site-uri web, pentru site-uri. Asta ne trebuie nouă acum, site-uri în care să vedem ce progrese s-au făcut pe linie de schimbări climatice din partea instituțiilor din România. 2,5 milioane de euro se dă pentru un site care să ne prezinte rutele de bicicletă. Dacă copiii nu au ce mânca, se dau 2 miliarde de euro pentru digitalizare. Dacă copiii din mediul rural nu au tablete și nu au instrumente prin care să acceseze banalul internet, banal pentru copiii de la orașe. Se dau, să vă faceți o idee, în Franța plătește 72 de milioane de euro pentru cărțile de identitate digitală, noi la utilizatori mai puțin plătim
peste dublu acestei sume, plătim peste 200 de milioane de euro. Kilometri de șosea la noi costă mai mult în PNRR decât în orice altă țară care se împrumută de la Comisia Europeană în momentul ăsta. Dăm 133.000 de euro pentru pregătirea unei singure persoane, domnul Ciutacu, da, pentru că nu e așa, trebuie să ne împrumutăm cât mai mult, chiar dacă nu pentru locuri de muncă, nu pentru capacități de producție, nu pentru hrană sănătoasă, nu, noi trebuie să ne împrumutăm ca să facem site-uri web, piste de biciclete și să dăm bani pe consultanța firmelor celor de la USR. Nu este normal 170.000 de euro să dă pentru o cercetare de piață a 100 de firme. Nu este normal să nu ne interesăm și de viitorul mediului rural, după cum nu este normal să se închidă atâtea facilități de producție, atâtea mine și noi în România să devenim doar o piață de consum. Domnul Simion, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă aștept mâine seară, după cum ne-am înțeles, în studio să continuăm dezvăluirile împreună. Breaking News. Sfidare până la capăt, doamnelor și domnilor, cu planul de redresare și reziliență în aer, coordonatorul tehnic a plecat în concediu. Asta în ciuda interdicției puse din gură de premier. Bianca Chivă vine cu detalii. Bună seara, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! Nicolae Toderaș, coordonatorul cu rol tehnic al Planului Național de Redresare și Reziliență, a plecat în concediu la doar câteva zile după ce premierul a cerut expre ca până la aprobarea finală a PNRR, niciun funcționar implicat în gestionarea planului să nu-și ia liber. Mesajul lui Florin Câțu a fost clar, citez, trebuie să știți că nu puteți să mergeți în concediu până nu avem acest PNRR aprobat. Este responsabilitatea noastră și a celor care lucrează la acest proiect să avem cel mai bun PNRR. Însă luni, la nici 3 zile de la această cerere a premierului, Nicolae Toderaș, coordonatorul cu rol tehnic, a plecat în concediu și nu doar câteva zile, ci timp de o săptămână. Toderaș a fost numit de către ministrul Cristian Ghinea, coordonator cu rol tehnic al PNRR pe 18 ianuarie. Mulțumesc mult, Bianca. Domnule profesor Dâncu, mustește de autoritate premierul Câțu. Cum a decretat domnia sa că nu mai pleacă nimeni? Primul care a plecat a fost coordonatorul. Păi eu nu știu, deci sunteți răutăcioși așa. Eu cred că decizia coordonatorului de a pleca este perfectă și de aia nici nu cred că s-a enervat domnul Câțu în autoritatea lui minunată asupra celorlalți, pentru că PNRR-ul este un plan eșuat. Este un text scris de gâgă, dacă vă uitați la expresii, la stilistica lui, după aceea la toate gogomăniile scrise, la incompetențele de acolo, la faptul că nu pușcă tabelul cu textul. Mai bine să plece, că poate să nimerește pe acolo cineva care chiar se pricepe și mai pune ordine ceva. Pentru că dacă ne mai trimite Uniunea Europeană încă un dicționar gros cu cereri de explicații, chiar ne facem de râs. Oricum ne-am făcut de râs în toată Europa. Așa, eu zic că ar putea să-și ia concediu și domnul Câțu, că poate nimerim acolo vreun tânăr care n-a avut ocazia să se exprime și care poate să conducă, sau domnul Ghinea mai ales, că este marele producător al acestui text din PNRR. Dacă vă uitați bine în introducere, o să vedeți că textul este scris la persoana întâia, adică nu este România care invită să vină pe ceilalți să vadă minunatele realizări ale PNRR-ului, ci este un personaj, eul, acel Io din Io Mircea cel bătrân. Deci nu cred că este o mare problemă. De fapt, am văzut pe premierul Câțu, are o autoritate fantastică. Se luptă cu președintele partidului lui, dar în schimb îi trebuie 2 săptămâni ca să dea afară un ministru de la USR care greșise grav, adică care putea să se dea singur afară. Este clar că acolo unde nu este performanță, una din elementele care produc această lipsă de performanță este tocmai această lipsă de autoritate. Este un element foarte important acesta și cred că se vede foarte de bine. Ce să aibă autoritate Câțu, pentru că n-am înțeles bine care este specialitatea domniei sale. Credeam înainte că este economist, dar vedem că nu se vede niciun fel. Credeam că este liberal sau chiar un libertarian, dar vedem că nu ajută firmele. Nu merge cu nicio formă de transparență. Are o aroganță demnă de un regim de tristă amintire. Deci
E un haos total acolo și mai bine pleacă în concediu. Poate România merge păi mai bine așa. N-ar putea să plece toți, n-ar putea să plece toți din funcții în un concediu, domnule Dâncu, mă gândesc. Adică pare mai puțin stresant pentru țara asta și mai ieftin. Păi acest lucru o să se întâmple. Poate el nu se va întâmpla pentru că vorbeați înainte de moțiunea de cenzură în partea cealaltă a emisiunii, dar acest lucru se va întâmpla. Eu însă vă spun sincer, am un raționament un pic cinic și nu-mi doresc să plece foarte repede, chiar acum, să zicem așa, pentru că vreau ca românii să vadă consecința votului lor. Pentru că chiar dacă nu au câștigat alegerile, totuși le-au dat prea multe procente, deși se vedea foarte bine din campanie, din textele lor electorale, că au un dispreț suveran față de coeziune socială, față de solidaritate, față de egalitate, față de valorile cele mai importante ale modernității. Ne uităm și în acest PNRR, dacă vedem, nu există sume ca în Franța, în Germania, în alte locuri, sume care sunt pentru coeziune socială, pentru echilibru teritorial în investiții, pentru o mai bună viață pentru cei defavorizați. Nu, la noi există numai pentru birocrație. La pensii, de exemplu, sunt 683 de miliarde pentru birocrația pensiilor, nu pentru a încerca să ajustez cumva marile inegalități din sistemul de pensii. Deci este clar că este bine și oamenii să înțeleagă că acest lucru să nu se mai întâmple, să fie foarte atenți la ce votează. Oricum vor pleca și nu va dura foarte mult până nu vor pleca, însă le doresc și alegătorilor să vadă puțin, să poată reflecta asupra alegerilor, pentru că votul nu este o glumă. Votul nu se vinde pe promisiuni, votul nu se dă pe o sticlă de ulei și un kilogram de zahăr. E, nu. Votul este important. Ziceți noastră? Așa cred și cred că tot mai mulți oameni o să se convingă despre acest lucru. Și cred că importanța votului va crește în viitor. De aceea sper că o să vadă oamenii foarte bine și alternativa care se construiește, pentru că dincolo de vorbe frumoase, ceea ce am încercat noi în ultima vreme la Partidul Social Democrat este să începem să construim o alternativă. Un proiect alternativ încă de acum, un proiect alternativ pentru viitoarele guvernări. Nu vrem să așteptăm până în campanie să venim cu un program electoral. Vrem să arătăm de fiecare dată ce trebuie făcut în schimb atunci când îi criticăm. Stați un pic, avem o veste bună, domnule profesor. Pe lângă noi anul de vești proaste, avem numai vești bune. Gelu, te rog să fii atent că ție ți-e dedicată vestea asta bună. Bancherul reziștilor și-a plasat omul chiar la vârful guvernării. Fostul coleg și subordonat al șefului Raiffeisen, nu mai ții minte domnul pe șeful Raiffeisen, Aurelian Mihăilescu, a fost numit în funcția de consilier de stat al viceprim-ministrului Dan Barna, dacă te surprinde, printr-o decizie a premierului Câțu. Domnul, sigur, era un pic pe stradă, dar a zis că s-a plictisit de mediul bancheresc și s-a hotărât să se dedice propășirii nației și neamului Gelovișan și absolut întâmplător la vicepremierul USR să duce omul trimis cumva de bancherul lor. Da. Colegul lor de participare la meeting-uri. Avem da. Și un material. Stai un pic că avem un material, că poate lumea nu-și mai aduce aminte despre cine stăm de vorbă. Hai. Deci, Geluțu, pe scurt, domnul Van Groninger, șeful de la Raiffeisen, prezent la protestele de la împotriva ordonanței 13, prezent la orice tăiere de moți guvernamentală și prezidențială și nu în ultimul rând fost plătitor al chiriei către imobilul domnului Iohannis și către beneficiara familiei Iohannis și a trimis un om și în dreapta domnului Barna. Bun. La fel de bine trebuie să spunem oamenilor că premierul Câțu este un om al băncilor multinaționale din România, trimis premier în România pentru a servi băncile străine. Asta e o supoziție. Nu, e o realitate. La fel cum Macro a fost trimis de același bănci, golul răsunător absolut superb, da?
a fost trimis în Franța și a făcut praf Franța, așa și ăsta este trimis de aceste bănci. Știi că el a făcut acel atac speculativ asupra leului dintr-o bancă multinațională din asta. Păi, da, acum, întrebarea mea e dacă tot l-au păcât sud, de ce? Eu te duci cu telefonul de pământ. Păi și băncile se bat între ele, Victore. Adică vezi tu, Raiffeisen în momentul ăsta, da, ne dau ăștia, da, ei la nivelul acesta au ajuns, așa arată o colonie de sclavi, ca să știi. Cum e România? Cum? Păi stai, tată, ți-ai pus premier, cum zici tu. Să spunem gașca băncilor, da? Sunt toți care și-au pus... Mai pui acum și un consilier de viceprim-ministru. E aceeași bancă căreia i-au fost iertate datoriile, da. Apropo de creșterea pensiilor, ea avea niște datorii la stat mari de sute de milioane. Consemnate pentru o hotărâre judecătorească definitivă. No problem, Câțu, pentru că de-aia este acolo, i-a șters. Președintele acestei bănci iese și face manifestații împotriva guvernului. Participă la manifestații, nu le organizează. Ba da, plătit. Da, ai văzut o mușcat de plată, l-ai prins. A vorbit toată lumea că el a dat bani atunci cu bancale. Hai mă, Gelu, astea sunt supoziții. Și mie mi-au puțin manifestațiile astea, dar n-am nicio dovadă. Nu, nu mai știi că era aia cu ceaiurile, cu nu știu ce, cu nu știu ce și cu angajații care plecau la ora aia. Hai că știm. Bun. Una peste alta, în acest moment își mai trimit un om în guvern ca să stăpânească foarte bine guvernul. Și să stăpânească foarte bine o țară care este în acest moment colonie. Eu apreciez sociologul Dâncu. Politicianul Dâncu totuși n-ar trebui să vorbească așa cam ca Mirel Parada și ca sociologul. Adică fiecare zi care trece... Pe asta zic, noi cam pe pielea noastră, că știi, domnul Dâncu este, zicea ok să se lămurească berbecii după aceea, ce au votat. Ascultă-mă, da, s-ar putea să fie prea târziu, Victore. Că după ce pierzi, uite, de exemplu, Costi Târgoviște, că asta vreau să spun, a avut profit de 160 de milioane de lei în 2019 și ăștia în 2020 au pus-o pe butuș și pe pierdere de 60 de milioane de lei. Punct. Ei vor să o vândă, așa cum au vândut și aia, și aia, și aia altă. Când o să mai vină domnul Dâncu la guvernare, dacă nu-i leagă Chiovei și pe toți între timp, când o să mai vină la guvernare, o să constate că nu mai are ce să guverneze. Da? Că nu mai are nici stat. Pentru că în acest moment este doamna Drăghici aici, de-abia aștept să vadă cum statul român intră în disoluție, pentru că toată lumea vrea desființarea Curții Constituționale și a deciziilor Curții. Asta înseamnă desființarea statului. Ori din punctul acesta de vedere s-ar putea ca PSD-ul să tot zică, domne, venim noi la guvernare. Păi nu o să mai aveți unde. Că o să fim o federație, inclusă în Federația Mare a Statelor Unite ale Europei, care suntem o mică colonie pe aici, a consumatoare. Și atât. E, și pentru că oamenii ăștia fac carieră din ce în ce mai la vârful statului, Alice, am și pentru tine o veste, nu mai știi pe domnul Coliban, ăla care a câștigat la Brașov. Da, normal, domnul Alin Coliban, care Alen. A făcut două facultăți. A făcut două facultăți, dar n-a reușit să termine niciuna cum trebuie. Acum s-a alese omul și cu plângere penală, ai să râzi de ce? Pentru fals și uz de fals? Pentru că, dincolo de faptul că și-ar fi mistificat CV-ul în campania electorală, ceea ce a fost un adevăr, adevărul cel mai dureros e altul. Că nu că nu s-a dus el să-și termine facultatea și aia, ci l-au exmatriculat. Hai să vedem un material împreună. Așa a sărbătorit Alen Coliban victoria de la alegerile locale din septembrie 2020. Cu șampanie, înconjurat de susținători și cu promisiunea că va fi un primar bun pentru brașoveni. Însă, în spatele CV-ului său impecabil, sunt și minciuni. Acum, o femeie din Brașov i-a făcut plângere la parchet. Vai de Românie fără hoție, pentru că este o hoție să minți că ai o diplomă. Ai mințit timp de 17 ani că ești absolvent, iar acum începi să ștergi urmele. Mă întreb dacă acesta este un om nou care poate face bine în România, a scris unul dintre profesorii universitari într-un mesaj adresat primarului pe pagina sa de socializare. Primarul și-a recunoscut minciuna, iar CV-ul său a fost modificat atât pe site-ul Senatului, cât și pe cel al partidului din care face parte. Alice, ăștia s-au prezentat an de zile ca un partid de tocilari, de studioși, de oameni cu CV-uri impecabile, cu studii făcute. Bă, pe zi ce trece, constați că sunt un partid de neterminați. La ăștia a făcut vreunul școala pe bune și la timp să o ducă și până la capăt? Dar fii atent că treaba asta mie mi se pare că nu și are rostul, pentru că la nivelul nostru de evoluție, nostru ca nație, vreau așa să zic, al nostru ca alegători, frate, dă mai bine să recunoști că nu ți-ai luat bacul.
Adică de ce să spui că ai două facultăți? Pentru că așa s-a branduit partidul ăsta, că un partid de intelectual subțin. Deci îți dai seama în ce haldă penibil a ajuns ca să-și rectifice CD-ul și să șteargă una din facultățile pe care să lăuda că a absolvit-o, în condițiile în care profii lui de la facultate spun: nu, prietene, te-am exmatriculat. Exmatriculat, da. Dan, nu că te-ai retras, nu că n-ai terminat cu magna cum laude. Te-am exmatriculat. Inițial a zis că n-a dat licența, după aia că mai avea o coadă. Mai avea acum două examene avea și nu s-a prezentat la restanță. De ministru sănătății, luni de zile ne-am rostogolit să vedem, domne, a făcut vreo facultate și în caz afirmativ pe care ne-a prezentat o adeverință de studii că a făcut un curs. Era ca o chitanță de mână, da, cum să vindeau terenurile în anii 90. Și tu copil care a absolvit o universitate în Olanda. Și am văzut și cum arată diplomă de la universitate serioasă. Cum arată, da? O diplomă de absolvire, o diplomă de masterat. Fata mea mai are un an și își termină doctoratul. Să-ți trăiască, tot în Olanda, Doamne ajută. Știm cum arată o diplomă, da? Nu arată ca o adeverință. Nu, arată exact ca o diplomă, da? Emisă de universitățile astea. Mai mult decât atât, mai mult decât atât are atașată și o foaie matriculă cu toate rezultatele obținute, deci, și are și o cărțulie cu tot ce a studiat și a absolvit odrasla ta. Deci nu arată în niciun caz ca adeverința de domnul Câțu, am înțeles, a avut bursă, s-a dus, a și muncit, a și lucrat. La Câțu a fost mult până a reușit să intre la liceu și să ajungă în treapta a doua. După aia totul a mers de la sine. Astea au fost momentele dramatice. Păi spun, adică de ce să se mai laude? Zi, frate, că nu ai reușit să-ți iei bacul, da? Că ăștia de la PSD, măcar știi foarte bine că unii dintre ei își terminau liceul după ce ajungeau deputați și își dădeau bacul. Bine, unii își terminau liceul după ce terminau facultatea, dar nu ne mai luăm de la atâta. Și facultate și și-a dat bacul, dacă ții minte, pe la, știe domn profesor Dâncu de cine zic, pe la liceu Silvic Brănești sau nu știu pe unde. Să mor eu dacă nu mi se pare mai cinstit așa. Bă, frate, n-am putut. N-au avut părinții bani să mă țină. Că, frate, tineri întors, tineri întors din Occident să salveze România. Exact. Ce dracu să salveze? Ăștia au venit acum să fac mai de raha. Domnul Coliban, care sărbătorea cu familia, cu 2-3 vecini acolo, acum să-și modifice CV-ul, să șteargă a doua facultate. Dar nu e mai penibil? Ai, lasă-o în gură de treabă. Bă, dar ce-i mișto? Că el a lucrat pe baza diplomei pe care nu avea nu știu câți ani de zile în industria IT. Înțelegi? Bă, bun, poate o fi priceput omul, n-a zis nimeni posibil, că nu. E posibil, să știi. Adică din punctul ăsta de vedere ca bricoler, știi cum se spune? Adică ai manualitate, te pricep, te duce căpățâna. Dom'le, n-am facultate, dar e o rușine? Pă bune, dacă ești bun în domeniul tău, dacă ești foarte priceput, e o rușine că n-ai reușit să termini școala. E o rușine, sora mea albă, pentru simplu motiv că brandul lor de țară era, să zic, brandul lor de partid e că să ia cu școli multe care s-au realizat în străinătate. Ca să se râdă ăștia de la PSD că își dau bacul la liceul Silvic Brănești la 43 de ani. De fapt, asta era ideea. Dar care e problema ta cu liceul Silvic Brănești? Hai, mă, lasă face că școală. Știe domn profesor Dâncu de cine zic. Nu mai ții minte cine era ca nume, dar era deputat și s-a dus la liceul Silvic Brănești să-și dea bacul. Deci a murit. N-avei cum. Dar uite, omul a perseverat și la 43 de ani, când alții se pregătesc să-și calculeze punctul de pensie, s-a dus băiatul și și-a dat bacul acolo. Hei, nu mai știu. Uite, fiindcă oamenii ăștia s-au realizat în străinătate, au venit să ne realizeze și pe noi și reformează drastic sistemul de justiție. În lupta aceasta corp la corp intervine chiar procurorul general al României, Răzvan Savaliuc, doamna Scutea, Gabriela Scutea, prenumele ei Mirenesc, care, surpriză, instigă procurorii din subordine la nerespectarea deciziilor CCR. Am vorbit și aseară și o să vorbesc până când doamna Scutea o să emită un punct de vedere articulat. Ordinul apare în cadrul unei adrese trimise către toate parchetele din țară. Ba mai mult, procurorilor li se creionează și strategia pe care s-o adopte în fața instanțelor. Mai exact, să invoce hotărârea Curții de Justiție a UE prin care s-ar fi constatat faptul că SIJ nu mai poate funcționa. Ce zici, Răzvan Savaliu, că ai mai văzut de când scrii tu de justiție ca procurorul general să dea linia și să ceară procurorilor subordonați să nu respecte deciziile Curții Constituționale? Am mai văzut circulare la viața mea prin care unii procurori generali încercau să impună un punct de vedere. Însă exemplul care l-ai dat, Victor, este cel mai grav. Și cred că procurorul general al României ar trebui demis imediat. El practic a dat indicații. A emisionat în activitatea procurorului și practic le-a ordonat aproape ce soluție să dea. În condițiile în care trebuie să ținem, să luăm act de faptul că în legea privind
statutul magistraților, nerespectarea unei decizii a Curții Constituționale constituie abatere disciplinară. Păi ea, dacă a instigat la încălcarea legii și ca toți procurorii din subordinea ei să facă, să comită la rândul lor abateri disciplinare, ea ar trebui pusă imediat în discuție a inspecției judiciare, sesizat CSM-ul și dat afară din magistratură. Este nepermis să facem politică de genul acesta, că nu ne convine nouă Curtea Constituțională. Doamna Scutea fiind cea care, ne amintim, când s-au mai dat diverse proiecte pe legile justiției, făcea militantism activist la Bruxelles, la Strasbourg. Se ducea cu Danileț. Nu, stai un pic. Doamna Scutea a declarat, încerc să reproduc textual, sper să mai țină memoria, că e mândră că a fost categorisită drept procuror rezist. Păi în mintea ei, direct, da, așa. Da. Auzi, Victor, să știi că ăștia între ei se promovează, știi cum? Sunt ca o sectă. Fac ceea ce le spun niște ONG-uri care sunt agenți străini să spunem și lucrul acesta, pentru că sunt finanțate din afară și pe legislația europeană, tot ce e finanțat din afară este considerat agent străin, deci nu sunt spioni, să nu se înțeleagă. Cei între ei acolo sunt foarte fericiți, se consideră foarte evoluați, că au fost aleși. Știi cum își spun între ei? Agenții ai schimbării. Ei au sentimentul că dacă îi dirigează niște ONG-uri... Aia cu agent sună, da, bine, adică real. Da. Așa spun agenții schimbării. Ei cred că îi revoluționează societatea, că îi revoluționează dreptul. La ei dreptul e ăla cum vine dispre ONG-uri. La ei dreptul european e cum sunt interesele unor ONG-uri. De ce să te duci la, ca procuror, să te duci la Bruxelles și să protestezi împotriva legilor din România în condiția în care Constituția spune magistrații se supun legii? Este cea mai mare răzvrătire pe care poate să o facă un magistrat. Ăla dovedește că nu dă doi bani pe lege. Bună, proastă, tu, magistrat, ai obligația să aplici acea lege. Nu tu faci legea, parlamentul lasă o face. Lasă că și procurorii, da? Dragă Răzvan și Victor, procurorii au primit, da, cu mare bucurie circularea. A, normal. Da? Da, deci nu s-a indignat nimeni, da, nu s-a răsculat nimeni. Ne-am indignat noi ca proști. Ne-am indignat noi, dar ei au primit-o cu mare satisfacție și vor aplica. Perfect, deci acționează Victor ca o sectă care cred că, care dacă va fi lăsată, da, să prolifereze, păi, vei vedea că, da, o justiție scăpată de sub control. E, ca să vedeți că organul nu doarme, am un breaking news de largă respirație. Haideți. De mai bine de 11 ore, anchetatorii sunt la primăria Cojasca, din județul Dâmbovița, domnilor și domnilor, și casa primarului a fost răscolită pe chestiile să facă într-un dosar legat de emiterea de vize de flotant false chiar înainte de alegeri. Cu mai multe informații vine colega mea, Mirabela Dumitrachie. Bună seara, Mirabela! Bună seara, Victor, bun găsit tuturor! Niște percheziții pe care cu siguranță cei implicanți nu le vor uita prea curând. De mai bine de 11 ore, 10 de angajați ai primăriei din Cojasca, județul Dâmbovița, sunt în sediul instituției publice și așteaptă acolo, sunt nevoiți să dea explicații anchetatorilor. Vorbim de niște percheziții într-un caz în care au fost emise foarte multe vize de flotant. Evident, spun anchetatorii că aici vorbim despre un fals în acte, pentru că s-au găsit, de exemplu, câteva zeci de adrese la o singură reședință și bineînțeles că acele persoane nici măcar nu locuiau acolo. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă în contextul în care în câteva săptămâni vor fi niște alegeri în zona respectivă și spun anchetatorii că toate aceste vize de flotant au fost emise cu scopul de a influența aceste alegeri. Țin să vă reamintesc că strigarea, să spunem așa, Victor, s-a dat precum la Giurgiu, pentru că nu cu mult timp în urmă acolo au fost niște descinderi de amploare și este în momentul de față acolo un dosar unde sunt foarte mulți implicați și cercetați pentru fals în acte și să nu uităm, bineînțeles, Victor, că tot așa România TV am dezvăluit și despre acel caz absolut șocant din Ilfov, la doi pași de capitală, la fel aceeași poveste cu vizele de flotant. Este un fenomen, putem concluziona de aici, care ia amploare, dar rămân într-adevăr în atenția noastră aceste percheziții de mai bine de 11 ore. Angajații sunt acum în primăria Cojasca și stau acolo pentru că sunt nevoiți de explicații. Mirabela, iartă-mă că te întreb, aia sunt toți statici acolo la percheziții sau cum e?
ei se consideră sequestrați, așa ne-au și transmis, însă sunt nevoiți să stea acolo pentru că anchetatorii, atenție, spun că aceste vize de flotant, acest fals în acte, s-a realizat cu participarea, bineînțeles, a mai multor angajați din primărie, oameni care au avut ștampile și drept de semnătură pe acolo. Ce să zic, fricojați ca primary, Dumnezeule, nici mai știu cum îi zice la primărie în engleză. Am îmbătrânit, domn profesor Dâncu, dar ăștia par mai bătrân decât mine. Au descoperit subit în anul 2021 fenomenul fabricării de cetățeni votanți prin vize de astea de flotant. Eu cam de când am început să scriu despre politică, când eram mult mai tineri amândoi, s-a întâmplat treaba asta, iar în ultimii ani s-a atins paroxismul. Dar ce vor să demonstreze acum? Că ați văzut că se caută fraude electorale cu orice preț. L-a luat pe ăla de la Cioran, de unde păcatele mele, după 5 mandate de succes la PSD, când a trecut și el la PNL, l-a luat Garda. Ăștia la Cojasca, păi la Giurgiu. S-a prostit când a trecut la PNL. Ce vor să demonstreze? Că sunt fraude electorale? Păi să mai vine și mai spre sectorul 1, dacă toți sunt insistenți. Păi nu știu, dacă s-ar fi uitat de-a lungul timpului, sunt sute de localități în care, dintr-o dată, turismul electoral, navetismul a cunoscut niște proporții fantastice. Niciuna din cererile și încercările în justiție pe care le-au făcut cei de la PSD, cel puțin de care știu, nu au avut niciun succes, pentru că nu li s-a aprobat nimic, nici o cercetare a acestor lucruri. Eu cred că este foarte clar asta. Este vorba de bătălia internă pentru a pune mâna până la urmă și pe justiție, iar asta este bătălia dintre USR și PNL. Vedem că faptul că USR-ul deține justiția, cred că începe să aibă efect, în primul rând, împotriva partenerului principal. Dușmanul principal este cel mai aproape, adică PNL-ul. Și asta se vede foarte bine. Bine, este clar că nici PSD-ul nu va sta foarte bine în ceea ce privește acest tratament, dar deocamdată vedem o bătălie internă foarte tare între USR și PNL. Da, momentan, liberalii par să fie tras bățul scurt, dar nu știu, domnul Dâncu, unde erau organele astea vigilente de anchetă când dezvăluiam eu aici în direct, în timpul campaniei electorale, un pic înainte de aia, ca să fiu mai exact, modalitatea în care PNL lua jumătate din primarii PSD-ului din județul Giurgiu, cu tot cu vizele de flotan pe care i-a le făcuseră în beneficiu propriu, nu mai conta pentru ce partid candidau. Le-am dat eu o poză când i-a dus la guvern, la Orban, să-i convingă. S-au dovedit convingători că au trecut și au câștigat. Cred că ați suprainterpretat, cum zice Ghinea, despre Comisia Europeană, pentru că le-ați dat și imagini. Da. Și atunci s-au gândit că este prea clar și n-are rost să mai cerceteze, că este ceva la mijloc, care nu este curat. E adevărat, aici interesul poartă fesul. Acum este comanda politică și doar acum au început să vadă și ei aceste lucruri. Pentru că, evident, la noi justiția este total imparțială. De-aia avem pensii speciale. Sunt ferm convins de treaba. Dar ieri au arestat 11 pentru fraude la alegerile din septembrie 2020. Adică să arestez 11 oameni pentru fraude la vot. Eu n-am mai auzit așa ceva. Da. Că la noi chestiile astea n-au fost luate în serios niciodată. E ăla la Cioran, nu? E ăla la Cioran, nu? Da. Păi 11 oameni la pușcărie. Adică, și știi foarte bine că la noi frauda electorală a fost luată la mișto, tot timpul. Păi adică era... Dar nu ți se pare că e luată în continuare după ce nu se întâmplă la sectorul 1? Bine, sectorul 1 e un caz special. La USR sectorul 1, iar în momentul ăsta procuratura este la USR. Procuratura este useristă, este politic cât se poate de evident useristă. Iar cei de la PNL, Victore, și cu cei de la PSD, ăsta e primar PSD, unde sunt sechestrați cu toții. La Cojasca e PSD-ist, n-a apucat să trece la PNL? N-a mai apucat și nici nu mai apucă, pentru că în momentul ăsta o să câștige unii acolo care trebuie, probabil, în niciun caz de la PSD, dacă îi calcă pe cap așa. Am ceva absolut spectaculos. E doar începutul pentru ei. Și să vezi cu ce continuă gelul. V-am spus de luni de zile că județul Giurgiu este locul unde nu te poți plictisi și că este cea mai fascinată regiune geografică din România. În fiecare zi se întâmplă câte ceva absolut năucitor. Avem un nou caz, doamnelor și domnilor, din Saga Giurgiu. Polițist plecat cu nevasta la produs în Germania, nu râde Alice, așa s-a întâmplat. Florin Dumitrescu, zis Teddy, agent în cadrul IPJ Giurgiu, și-a luat concediu fără plată pentru a-și însoți nevasta, bănuită de prostituție, la treabă în străinătate. Omul legii a picat pe înregistrări într-un dosar de prostituție internațională, unde vizată este rețeaua condusă de Alex Briliant,
un interlop din Târgu Jiu. România TV a găsit martorul cheie din dosar. Urmăriți o anchetă exclusivă. Sunt martor într-un dosar de prostituție, inclusiv cu minore, într-un dosar din Târgu Jiu. În cazul lui Alex, zis Briliant. Am lucrat la el în Germania. Acolo l-am cunoscut și pe Teddy și pe soția lui. Teddy polițistul. Da, Teddy polițistul, care este din Giurgiu. A fost și el acolo, știu că și-a luat concediu o lună de zile de la muncă. Acolo știu că făcea anumite drumuri pentru Alex, aduna bani de la femei, le mai muta. Cât a fost acolo, știu că și-a luat și o mașină. După ceva timp, știu că Teddy s-a certat cu soția lui. A bătut-o, i-a luat hainele, n-a vrut să îi le dea. Ea s-a dus la poliție, a făcut o plângere, dar nu s-a făcut nimic în cazul acesta. Teddy încă lucrează în poliție, în care are arma la el. Într-o înregistrare audio, polițistul Teddy recunoaște că și-a însoțit nevasta în Germania și îi mulțumește unui apropiat pentru detaliile pe care acesta îi le oferă din dosar. Știi că știi în dosar? Știu, păi nu știu, e vorba de un dosar penal de prostituție internațională. Ai unul aici, la internet, la voi, te-ai ținut fără armă? Mai e la București, la băgat, ești tu, haleală, nevasta lui haleală, ea, în declarație, ați făcut turneul... Unul de la Târgu Jiu, Alex, așa. Tasu, încă două femei. Sunteți vreo 11 sau 12 în dosar. Dar sunteți așa, că să mergea din hotel în hotel. Că nu-și răspundea femeile la telefon. Îi răspundea un bărbat la telefon și lor le transmitea decât în momentul când venea clientul la hotel. Nume de hotele, recepții date. Ai înțeles? Da, mă. Mulțumesc. N-am mai intrat în detalii. Dacă Alex ăla riscă 6-7 ani, vezi că la tine condamnul îi sare de duș. Fiindcă tu ești activ polițist. Ea declară că tu ai fost cu ea acolo. Lasă-mă că am fost cu ea acolo, am fost. Dar ei știi că eu am fost în Germania o lună de zi. Eu mi-am luat concediu o lună fără plată și am plecat în Germania. În cauza ei mai cade și alții. Polițistul Florin Dumitrescu, zis Teddy, s-a blocat atunci când a fost abordat de echipa România TV. Ai fost în Germania cu ea? Știai că e prostituată? Vezi că Alex de la Târgu Jiu a dat toate declarațiile posibile și imposibile. Haleală, nevasta lui Haleală, a fost horă mare. Șefii tăi, ce le-ai făcut să te țină în spate până acum? Să-ți duci nevasta la produs? Ce-ai făcut în Germania? Cu ce bani ți-ai luat mașină? Biroul de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu confirmă faptul că de peste un an și jumătate se fac cercetări într-un dosar penal pentru violență în familie, dar că nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție. Nimic însă despre escapada în Germania a polițistului care și-a însoțit la muncă soția prostituată. Alex Briliant, proxenetul care a condus rețeaua de prostituate, a ajuns vedetă după o aroganță filmată și postată în mediul virtual, interlopul adunând banii de pe jos cu mătura și fărașul. Extraordinar, am rămas singur și numai mizeria de când am plecat nevastă mea de acasă, am nevoie de o boră, nu mai suport mizeria asta, nu mai suport! România lui Teddy Haleală și Briliant, Răzvan Savaliuc. Dune, e suprarealist. Omul este agent în poliția română. Și eu ce vreau să spun, Victor? De ce, uite, autoritățile române nu autorizează prostituția... Nu dau legea prostituției în România. În Germania. Păi uite, dacă era acceptată și în România, era o operațiune perfect legală, nu mai aveai voie să spui niciunei femei prostituată, da. Nu? Că ea desfășura o, da. O activitate în domeniul sexual. Legală, plătea impozite, nu mai puteai să spui nimic, era la muncă. Poate că asta este... Și nu mai stricai nici cariera de om al legii lui Alex, nu? Lu Teddy. Scuză-mă, lu Teddy.
Alice, tu ai fost mai atentă decât noi. Zi. Da, doamna Teddy v-a plăcut, nu? Doamna lui Teddy, ca să fim mai exact. Hai să-i zicem direct doamna Teddy, că doamna era Teddy, mare piesă, ce? N-ai cum. Era pe fizic. Era și păcat să ții așa ceva în Giurgiu, în curte. Așa, da, și să se bucure și nemții. Să se bucure și nemții, nu? Adevărat. Și mie mi se pare că intervenția omului legii a fost decisivă. Și-a luat săracul om, domn profesor Dâncu, a plecat omul o lună în concediu fără plată. Dar e treaba lui ce face în timpul liber. Dar făcea pe agentul fiscal acolo, înțeleg că era cu încasările la fete. Da, și era și o victimă. Până la urmă a observat acolo că înșală nevasta, a bătut-o și a părăsit-o. E, a bătut-o că nu i-a dat toți banii de la produs, domn profesor. Victor, să nu te superi pe mine, să nu te supere nici Alice pe mine, dar e ca în sport național ăsta, să știți. E sport național. Până te lovește. Mai suntem și noi nevești pe aici. Sunt zeci de mii de oameni care fac da, lucrul ăsta. Da, bă, genule, dar să-și ducă polițistul nevasta la produs, nu se întâmplă în fiecare întâmplător zi. Întâmplător e polițist. Crezi că e singurul? Și după crezi că ei nu știu ce fac. Și după aia s-o bată că l-a înșelat. Crezi că e singurul de acolo? Că nu i-a dat banii, nu că l-a înșelat. Gata, hai că după când sunt cinci să se dezbate la strigă ăștia din regie, că stric feng shui aici. Domnilor, domnilor, vă las cu Marius Niță. El e mult mai serios decât mine. Seara ta, bună seara, Marius. Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor cu noi imagini din mijlocul furtunilor care fac prăpăd. Avem noi detalii și despre dubla tragedie care a îngrozit capitala. E un nou scandal pe alocațiile copiilor și mai vedeți o macara filmată când se prăbușește din senin. S-a aflat cine sunt criminalii românului măcelărit în parcare și îi mai vedeți pe urși care nu se sperie nici de petardele jandarmilor. Un ministru rezist a fost salvat printr-o șmecherie la vot. Detaliile la Jurnal când mai vedeți imaginea dezastrului cu lacuri pline de gunoaie, dar și cum au aruncat mafioții în aer o mașină cu bani. Vă aștept și cu restul știrilor imediat.